Și pe 31 iulie nu avem nimic, nici o nuntă, nici un botez. E singura duminică liberă din vara asta. Perfect atunci. La mare mergem. La nudiști ca anul trecut. Stai, nu te grăbi, eu vreau să mergem la iarbă verde. Hai că o găsesc și la mare iarbă verde, sunt destule buruienii pe nisip. Intră și rezervă ceva la malul mării, nu se merg 3 km până la plajă pe jos. Tu, inteligența artificială, ia uite, mi s-a umplut pagina de reclame cu cazare la mare la sfârșitul lui Iulie. De unde în naiba știu ăștia la ce ne gândim? Știu pe naiba. Dacă ar ști la ce mă gândesc eu, e. Să nu ne grăbim cu rezervarea. Las că avem timp. Dacă e săptămâna aia de iarnă, acu vara, când e frig. Știi că este o săptămână când e frig tare vara. Ce căutăm noi la mare atunci? Până nu văd vremea pe o săptămână înainte, nu rezerv nimic. Așa lăși tu întotdeauna pe ultima sută și nu o să găsești nică bună. Găsim, găsim. Ia că mi-arată vremea la sfârșit de iulie. Și ce zici? Ce să zic, că va fi o iarnă caniculară, că va fi o vară caniculară, secetoasă, că nu plouă, că e bun de plajă. Ăștia iar ne-au citit gândurile și ne oferă soluții. Ia și rezervă. Nu rezerv nic, pe mine altă întrebare mă macină. Macină și tu pe ea. De când boala prezintă Meteo Cabral? Ups. Și mai e și dezbrăcat în niște kilos transparenți. Dă-mi coace să văd. Fugi de aici, că după aceea îți fuge gândul la prostii și cine știe ce mai apare aici pe ecran cu inteligența asta artificială. Domnul Recheatu! Alo? Și eu, Titeli. Domnul Recheatu, am onoarea să discutăm un pic. Dar de când vorbești tu cu mine cu domnul Recheatu, și n-am păscut vașii împreună? Sau ți-ai dat restart la creier? Așa am opus fiicmea să vorbesc frumos cu oamenii atunci când îi invit la nuntă. Nuntă? Aoleu, dar ficta nu s-a mai măritat odată? S-a despărțit în pandemie de ăla. Acu e cu altul. Haide, capul meu, sărace. Și când e nunta? Pe 31 iulie și cu o săptămână înainte burlăcia. O să și e fain. Pe 31 iulie? Dar atunci mai am vreo două nunți, nu știu dacă pot. Acum n-am mai crescut vașii împreună? Nu accept refuzul și nici banii implic. Prezența e obligatorie. Hai noroc, regatule. N-am aici că inteligența artificială și în sat. Am mai pus o nuntă pe 31, la fixa lui Titel. S-a mărit a doua oară. Aia până la 30 de ani se mai mărită de 5 ori, zăpăcita. Trebuie să o educ eu cum se face ca să-i țină căsnicia toată viața. Anul ăsta cred că vedem marea doar în poză. Lasă că mergem de marți până vineri și tot mergem. Eu nu mă las. Și de unde facem rost noi de atâția bani, când ne-o cocoșat nunțele? Și boala să mai vindem, când nu mai avem nica să vindem. Pământul din țarnă l-am vândut. O sun eu pe mamica la Italia să ne dea ea. Dacă e număr necunoscut, nu răspunde, poate ne cheamă la altă nuntă. Nu, e mama de la Italia. Să-i vorbești frumos și să fii tristă, știi tu cum... Alo, mamică? Da. Ce să fac? Îs supărată. Avem multe nunți, dar nu ne ducem când avem bani. Tu, inteligența asta artificială, numai te gândești și gata se întâmplă. Ei, ne facem de rușine. De rușine ne facem dacă ne ducem și nu plătim. Ne ajuți tu? Numai să nu-ți moară baba în vara asta, că în fiecare duminică avem nunți. Și bala scrie, cazări ieftine în triburile din Africa, plata în natură. Și nici prost să meargă și în jungla aceea. S-o zăpăși și calculatorul ăsta.